apropo, ai văzut-o și pe Dana Budeanu? Microbistă. Ha? Microbistă, da. Până de curând tot... Rapidistă? Stai, așa. Nu știu ce, e vegetariană, cred. Până de curând, după canalul domnului, eu apreciez pe Dana Budeanu că spune lucrurilor pe nume, știi? Și eu, deci te simți fătălău. Da, mă simt fătălău. Uite, fii atent. Ți-a plăcut, da? Bărele, ți-a plăcut asta, da? Doamna Dănuța, cafe, latte, nu ristretto, nu scurt, latte, cafetele. Între noi, fetele, de-aia am și permit să intru așa într-un dialog cu doamna Dana. Am văzut că spune că, domne, au vorbit comentatorii. Da, s-a luat de Grădinescu și de Cosmescu, că au povestit niște chestii picante dintre fotbaliști. Da, la aventură. Când au comentat Real cu City. Exact. Mă rog, ei au povestit să pună puțină sare și piper. Exact. Doi comentatori excepționali. Și Grădinescu. Doamna Dana le învăța pe fetele astea cum să mănânce carne, cum să facă să-și țină iubiții, amanții, bărbații acasă. Păi acolo nu se mai uită copiii pe TikTok. Hai serios, acum e îmbucurător că o doamnă respectabilă, cu vorbele la ea. Da, acum serios, doamna Dana Budeanu îi ceartă și pe comentatori. Să rămân acolo cu vegetarienele, cu fetițele, cu papa la berbecuți, cu fătălăi, cu eu m-am simțit cu paiul. Eu chiar, mă, când am ajuns la Survivor și mi-au dat ea paiul, nu cadă cocos, am zis, mamă, dar să știi că Dana Budeanu, indiferent că unii o plac sau nu, este o femeie inteligentă. Păi de-aia și faci. Și mă bucur că ai învățat ceva de la The Bododel și nu mai discursuri din alea cu care încă o dată spun. Tu nu ești de acord. Chiar nu sunt și nu e vorba de asta, că nu sunt de acord. Cum să zic, eu zic că... Acum, serios, hai să lăsăm gluma. Femeile au suferit destul din cauza unor atitudini, nu mă refer la tine, Doamne ferește, din cauza unor atitudini de-a lungul anilor de genul ăsta. Hai, bă, vorbește asta. Eu nu pot departe. Nu, și eu știu, nu, dar te știu, tu chiar n-ai nicio treabă. Dar mi se pare mult prea mult. Acum să vină și Dana Budeanu să comenteze. Să comenteze comentatorii. După ce Bododel ne spune că au dat doar 7, că atât au putut. Acasă, la tine oricum vorbește numai doamna. Tu știi, dar nu mai da. N-a reușit domnul Ivan, nici acum încerci tu. Vă mulțumesc, sunteți într-adevăr niște colegi foarte buni. Eu care sunt gătit și vezi că nu spun nimic. Da, mersi. Mă susții din umbră. Nu suporți a doua femeie. Mă auzi bine că nu i-a făcut pe Grădinescu și Cosmescu fătălăi. Cred că urmează. Nu, dar fată deșteaptă. Chiar fată deșteaptă. Nu, uite, dovadă că se uită sute de mii de oameni. Are sute de mii de urmăritori și discurs. Da, aici și eu sunt de acord, aici cu comentatorii, cu fotbalul. Adică am înțeles-o pe fata aia că vrea să fie și ea golgheter și că n-a putut să dea decât 7 goluri. Dar doamna Dana mă aștept la altceva, înțelege? Alt nivel. Păi tocmai de asta i-a criticat. Păi nu, Horia. Totuși Grădinescu. Păi cum să vorbesc eu de modă? Să-i spun lui doamna Dana că nu stă tocul bine la pantofi. Hai serios. Pătălăule, ia mai arată-ne ce vei. Doamna Dana, nu ristretto, nu expres. Eu sunt pe cantitate, nu pe calitate. Cu lapte mult, paharul mare. Ce, asta e mai fătălică. Așa mă și epilez, să știți, dacă vrei să știți și acest. Bun, dar zi, Dane, ce? A, e șocat că se epilează? Se epilează? Da, iubita mea. Da, prințesa mică. Da. Nu, dar toți mari fotbaliști, poate așa află și doamna Dana, că toți mari fotbaliști se epilează, ține de igienă până la urmă și de cremuță, masaj, infanții, alunecări. Gata. Nu, dacă intră Ben Gay, cu tine e greu. Nu, dacă alifia aia cu care îți dai să te încălzești, încălzitor se numește, Ben Gay, revulsin, cum era pe vremuri, rădăcina firului de păr, atâta îți spun, eu m-am amuzat de ce a postat Dana Budeanu cu Grădinescu și o fată de știință.